dispoziție privind convocarea Consiliului Local de în ședință ordinară. Primarul Comunei Vechi nu județul Bacău. În termenul dispoziției articolului 39 alineatul 1, articolul 68 alineatul 1 și articolul 115 alineatul 1, litera A, din legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispune. Articolul 1. Se convocă Consiliul Local Gucim în ședință ordinară în data de 31 octombrie 2018, orele 13, la sediul primăriei Comunei Buciu. Ordinea de zi este următoare. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea fondului de execuție bugetară pe trimestrul 3 anul 2018 al Comunei Gucim, inițiator primarul Comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local Gucim numărul 53 din 19 decembrie 2017, privind stabilirea cuantumului brut al salariilor de pe bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei, Buciu, inițiator primarul Comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind desemnarea doi reprezentanți ai Consiliului Local Buciu ca membri în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Comuna Buciu, inițiator primarul Comunei. 4. Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubritate, inițiator primarul Comunei. 5 diverse. Domnul președinte. Da, vă mulțumesc, domnul primar. Supunem la zi, supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Supunem la vot procesul verbal al ședinței anterioare din septembrie. Cine este pentru? Vă mulțumim. Dau cuvântul domnului primar pentru a expune primul punct din ordinea de zi. Raport prin inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea fondului de execuție bugetară pe trimestrul 3 anul 2018 al Comunei Bucium. Doamnelor și domnilor consilieri, prezentul proiect de hotărâre se referă la aprobarea fondului de execuție bugetară pe trimestrul 3 anul 2018 al Comunei Bucium și privește două aspecte, secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. Propunerea făcută se încadrează în prevederea articolului 49 alineatul 2 și următoare din legea numărul 273/2011, așa cum a fost modificată prin legea numărul 13/2011 pentru aprobarea ordonanței de guvern numărul 65/2010. Astfel puteți constata care a fost planul anual, respectiv planul pe trimestrul 3 și ce încasări s-au efectuat în acest trimestru. Sumele corespunzătoare sunt revăzute în anexele 1 și 2 la proiectul de hotărâre. Întrucât acest proiect de hotărâre se analizează trimestrial, consider că sunteți familiarizați cu aceste noțiuni, de pentru care rog analiză și dezbaterea acestea. Vă mulțumesc, domnul primar. Dăm cuvântul președintelui de buget pentru a ne spune cum trebuie. Deci, la punctul 1, comisia după analiză și citirea anexei în execuția bugetară, față de ceea ce s-a stabilit în bugetul anului 2018, nu sunt modificări, ceea ce ne-a determinat să fim de acord cu proiectul de hotărâre. Vă mulțumim, domnul președinte, dacă mai sunt discuții pe marginea acestui subiect. Dacă nu, spunem la vot pe proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Dar cuvântul domnului primar pentru a ne expune punctul de ordine de zi. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local Bucium numărul 53 din 19/12/2017 referitoare la stabilirea cuantumului brut al salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bucium. Doamne și domnilor consilieri, ca urmare a unor modificări ce s-au produs în evoluția carierei unui funcționar public și a două persoane contractuale, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 53 din 19/12/2017, prin care au fost stabilite cuantumurile brute al salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de specialitate a primarului Comunei Buciu. În primul rând, la punctul 9 din tabelul anexa la hotărârii Consiliului Local numărul 53 este înscrisă funcția publică de referent, grad profesional asistent, gradația 2. Cu privire la această funcție, începând cu data de 3 octombrie, a emis dispoziția de avansare în gradația 3, întrucât persoana care ocupa a împlinit 10 ani, vechime în muncă și conform legii se acordă o gradație care reprezintă din punctul de vedere salariul de bază cu 5%. S-a propus atât modificarea gradației cât și a salariului. În al doilea rând, la punctul 4, funcția contractuală de șofer, am propus modificarea coeficientului din 1,28 în 1,30, la fel ca la toate persoanele contractuale din compartimentul de serviciu. Este vorba despre șoferul de pe microbusul școlar, care desfășoară și alte activități.
În ultimul rând, în urma concursului de promovare în funcție, muncitorul necalificat din cadrul compartimentului de servicii alimentare cu apă a promovat în funcție de muncitor calificat, ca urmare a prezentării unei calificări în domeniu, astfel încât cu data de 1 octombrie funcția a fost transformată. Prin urmare, se impune și aici modificarea coeficientului din 1,27 la 1,30. În acestea sunt argumentele care stau la baza modificării hotărârii Consiliului Local numărul 53/2017 și vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumim, domnul primar. Dăm cuvântul domnului președinte. Deci, așa cum am aprobat anul trecut, am văzut că în legea 153 privind salarizarea se scrie să dau nu știu procente și pentru vechime în muncă. Este vorba de doamna de la Registrul Agricol, care a îndeplinit 10 ani, îi s-a vorbit un suport de 5% la salariul de bază. La ceilalți, doi, unul e devenit calificat în cuadrul SAPTE și îi s-a mărit la câteva 10 la salariu, la fel la cel contractual, la șoferul după autobuz, care noi avem CSR-ul și am el îndeplinit și alte lucruri, face de toate. Face de toate, pune lumină, umbră, buldozerul, strică, face, repară. Deci nu e, nici suma nu este foarte mare, nimica toată dacă s-o cătim la 1,28 la 1,30. Poate puțin, dar atât se poate, atât se poate. S-au avansat în funcție și mărirea. Da, atât se poate. S-o putea mai mult, unde am mai mult, când că merită. Deci, Comisia de Buget și Finanțe nu are nicio părere. Mulțumim, domnule. Dacă mai sunt discuții pe marginea acestui subiect, dacă nu, spunem la vot. Cine este pentru? Dăm cuvântul domnului primar pentru a ne expune punctul 3 al ordinii de zi. Expunere de motive privind înțelegerea proiectului de hotărâre referitor la desemnarea doi reprezentanți ai Consiliului Local Bucium ca membri în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziare Comuna Bucium. Doamne și domnule consilieri, urmarea solicitării formulată prin adresa numărul 659 din 3.09.2018 de Școala Gimnazială Bucium de a desemna doi reprezentanți ai Consiliului Local Bucium în Consiliul de Administrație al Școlii pentru anul școlar 2018-2019 am inițiat acest proiect de hotărâre prin care se oferă posibilitatea ca în plenul acestei ședințe să se desemneze cei doi reprezentanți solicitați. În conținutul proiectului de hotărâre am formulat propunerea pentru doamna consilier moldoveanu Gașcu Lodica și domnul consilier Tudor Forinel, ca persoane care au activat în învățământ și care au avut această calitate și în anii precedenți, urmând ca în această ședință de consiliu să se hotărască prin act administrativ. Dacă sunt alte propuneri mai bine fundamentate, vă rog să le formulați și să le supuneți aprobării. Mai precizez că inițiarea proiectului de hotărâre are ca temei legal articolul 1 și articolul 4 litera B din ordinul numărul 4619/2014 al Ministrului Educației Naționale pentru aprobarea metodologiei cadru de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, în care se precizează unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică denumite în continuare unități de învățământ sunt conduse de Consiliul de Administrație, de director și după caz de directori ajunți. În exercitarea atribuțiilor ce le revin, Consiliul de Administrație și directorul conlucrează cu Consiliul Profesoral, cu Consiliul Reprezentativ al Părinților și cu autoritățile administrației publice locale. Consiliul de Administrație se constituie din 7, 9 sau 13 membri, după cum urmează. În cazul în care Consiliul de Administrație este format din 9 membri, dintre aceștia 4 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanți ai Consiliului Local și 2 reprezentanți al părinților. Având în vedere cele menționate, rog aprobarea proiectului de hotărâre în formă prezentată. Mulțumim, domnul primar. Dăm cuvântul doamnei președinte de comisie, domnul Dorian Rodica. Mulțumesc. Comisia a luat cunoștință conținutul proiectului și nu au avut alte propuneri pentru stabilirea celor doi membri, că considerăm că nu a fost cazul. Deci proiectul de hotărâre a fost aprobat. Dacă mai dorește cineva să mai ia cuvântul, domnul Tudor. Primul rând aș mulțumi pentru încrederea acordată și data aceasta. Și în primul rând să mulțumesc domnul primar pentru propunerea propunerea. Și trebuie să vă aduc la cunoștință, așa cum am mai adus și cu alte ocazii, că am avut ședință de Consiliu, că în aceste Consilii de Administrație, noi cei doi reprezentanți ai Consiliului Local nu facem doar act de prezență. Fiți siguri, domnul primar este martor, că
ne-am implicat de foarte multe ori, acolo unde problemele dezbătute în acele consilii de administrație, ca tematica respectivii ședințe, priveau și chestiuni de consiliul de administrare a acestor școli. De asemenea, ne-am exprimat, așa cum v-am adus la cunoștință de foarte multe ori, nemulțumirea pentru unele rezultate la învățătură făcute și le-am adus la cunoștință doamnei director și Consiliului de Administrație, cerând ca aceste lucruri să fie pe cât posibil remediate pentru a stopa exodul copiilor din sat către... Nu ne-am implicat niciodată în probleme care țin de curiculă, care țin de inspectorat, de tot ce este în procesul sistem. Noi ne-am implicat atât eu cât și doamna Gașcu, cât și domnul primar, doar în acele chestiuni de administrare care privesc administrația publică locală. Și pe viitor, cel puțin eu personal, mă angajez să vă informez cu problemele ce se vor discuta în aceste consilii de administrație. Încă o dată fac apel la dumneavoastră să nu credeți că facem doar act de prezență acolo. Mai de aia mergem pe continuitate. Mulțumim, domnule. Ca și concluzie, îmi permiteți? Ca și concluzie să nu mă îndoiesc niciodată că actul instructiv educativ va lăsa de dorit din partea noastră. Vă mulțumim. Dacă mai dorește cineva să mai ia cuvântul, dacă nu supunem la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Vă mulțumim. Dăm cuvântul domnului primar pentru a ne expune punctul 4 din ordinea de zi. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare. Doamne, domnul consilier. Proiectul de hotărâre pe care îl prezint spre analiză și aprobare a fost inițiat ca urmare a solicitării din partea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, prin adresa numărul 2690 din 2709-2018, la care a anexat a fost comunicată și hotărârea AGA numărul 7 din 1104-2018, prin care s-a aprobat modelul de regulament. Întrucât OAT Bucium este membru fondator al DIS, Bacău, trebuie să adoptăm și hotărârile solicitate în scopul organizării, exploatării și gestionării în comun a serviciului de salubrizare. Proiectul de regulament a fost întocmit pentru a se stabili numărul utilizatorului serviciului de salubrizare în vederea calculării taxei de salubrizare și este structurat în 6 capitole, respectiv 13 articole, precum și 9 anexe. În ceea ce privește conținutul regulamentului, în prima parte vom regăsi dispoziții generale cu privire la utilizatorii casnici și non-casnici, precum și legislația aferentă. În capitolul 2 regăsim dispoziții cu privire la modalitatea și stabilirea taxei speciale de salubrizare, respectiv de calculare a acestei taxe. Capitolul 3 face referire la termenul și modalitățile de plată a taxei speciale de salubrizare. Elementul de noutate este acela că, spre deosebire de anii precedenți, începând cu 1 ianuarie 2020, taxa de salubrizare trebuie plătită lunar până la data de 15 ale lunii următoare. Depășirea acestui termen atrage priceperea de majorări și de majorări de întârziere, în condițiile codului de procedură fiscală a autorităților locale, revenindu-le sarcina să mediatizeze în rândul cetățenilor acest aspect pentru a nu crea nemulțumiri și probleme la ghișeu. În capitolul 4 al regulamentului sunt prevăzute norme referitoare la gestionarea veniturilor și cheltuielor referente serviciului de salubrizare cu prevederea expresă a atribuțiilor pe care le are de adus la îndeplinire serviciul birou compartimentul fiscal local, precum și destinația sumelor colectate. Capitolul 5 prevede sancțiuni pentru declarații de impunere, declarații rectificative depuse după expirarea termenului sau declarații neconforme cu datele reale, precum și pentru neplata la termen și aplicarea măsurilor de executare silită. În finalul regulamentului, capitolul 6 prevede intrarea în vigoare, respectiv odată cu aprobarea prin hotărârea Consiliului Local. Aceasta este expunerea pe scurt al conținutului regulamentului supus aprobării în această ședință. Vă rog să analizați și să hotărâți favorabil. Vă mulțumim, domnul primar. Dăm cuvântul doamnei președintele comisiei. Da, membrii comisiei au studiat proiectul, au optat obiecțiuni și au aprobat favorabil proiectul inițial de către domnul primar. Mulțumim, doamna președinte. Și dacă... 6 diverse. Dacă aveți probleme, supunem la vot acest proiect. Da. Cine este pentru? Vă mulțumim. La diverse. Punctul 5 diverse. Cine dorește să scrie la cuvânt?
dacă nu declar ședința aici.